Salut! S-au terminat alegerile ordinare, e pe cale să se încheie numărătoarea voturilor, dacă nu se va cere renumărarea voturilor, cam astea sunt rezultatele, am putea deja să analizăm. E foarte probabil să avem alegeri anticipate, e foarte probabil să avem o coaliție mafiotă care să controleze Republica Moldova și în următorii 4 ani. Ce lecții trebuie să învățăm? Ce rezultate avem? O să intrăm acum și pe site-ul oficial CKMD, dar observ că site-ul Votum MD a dat greș de data asta și sondajul lor, chiar dacă a avut un eșantion mare, enorm, de 15.000 de votanți. Așa, 15.163 până acum au votat și ne spunea că blocul acum va conduce, iar PSRM va fi pe locul 2. Inclusiv spunea că partidul nostru al lui Renato Usatăi va intra în Parlament. Realitățile arată cam așa, la aproape 100% de procese verbale numărate, numai în Statele Unite încă nu se știe și Canada nu se știe exact cum s-a votat. Rezultatele arată în felul următor. Pe circumscripția națională, probabil cumulat cu cele uninominale, Partidul Socialiștilor are mai mult de 30%, blocul acum are mai mult de 26%, Partidul lui Plahotniuc are aproape 24% și mai intră în Parlament doar partidul lui Șor. Comuniștii Renato Usatăi și partidul lui Ghimpu nu mai intră în Parlament. Azi se împlinesc fix 18 ani de când comuniștii au revenit la putere și cu jumătate din voturile alegătorilor în 25 februarie 2001 obțineau prin redistribuire 71 de mandate din întregul Parlament, atunci se vota doar pe liste de partid. Acum ei intră în istorie, partidul lor, dar o grămadă de comuniști, dintre cei vechi și dintre cei noi care se dădeau tehnocrați, au rămas în partidul lui Diacov, acum al lui Plahotniuc, în Partidul Socialiștilor, care cândva era lui Dodon, acum e condus de Zinaida Greceanu. Mai sunt și în partidul lui Șor. Nu știu dacă sunt comuniști din vechi comuniști în partidul acum, dar e puțin probabil. Deci, Parlamentul nostru va arăta în felul următor. Cel mai probabil, astea sunt rezultatele. E pentru prima dată când intră în Parlament trei independenți, trei candidați independenți. Cred că știm și cine sunt. La Tiraspol, Viorel Melnic câștigă, tot în Transnistria, Alexandru Oleinic câștigă și la Cahul, Ion Groza, când prognozele dădeau că vor fi independenți în Găgăuzia 2. Acum îl vedem pe Ion Groza cu 15% la Cahul. Nu știm exact de ce culoare este, dar era pe poziția a patra. Și cei din Transnistria, tot nu putem spune exact de ce sunt, dar noroc de Votum MD, spre deosebire de CKMD, ne face aici lista cu aleșii. Vedem că din 51 de circumscripții, cel puțin 11 circumscripții au ca învingătoare femei. Asta înseamnă mai mult de aproape un sfert din deputați. Iată și fosta deputată liberal-democrată Maria Ciobanu câștigă pe lista blocului acum. Zinaida Greceanu și cu Ala Pilipețca câștigă, na, și cu Irina Luzovan la Ocnița câștigă pentru socialiști circumscripția. Ludmila Guzun și cu Eleonora Graur câștigă pentru democrați. Marina Tauber câștigă pentru partidul lui Șor. Șor câștigă la el în circumscripție cu scorul
masiv de 59%, se pare că cu același scor a câștigat și primăria Orhei. Vladimir Plahotniuc are tot așa un scor zdrobitor. Cine putea să se aștepte că un politician cu atâta anti-rating o să câștige circumscripția lui și premierul lui, votat noaptea ca hoții și care nu s-a manifestat decât cu declarații demagogice, tot a câștigat circumscripția de la Strășeni și ministrul lor de interne a câștigat circumscripția de la Anenii Noi. Și un fost președinte de raion, Alexandru Botnar de la Hâncești, câștigă circumscripția 38. Primarul de la Căușeni câștigă circumscripția 35. Toți ăștia sunt pentru trandafirii lui Plahotniuc. În schimb, un primar dintr-un sat, Petru Frunze, câștigă la Ialoveni Căușeni în circumscripția 37. Un tânăr, Liviu Vovg, câștigă în circumscripția cu cei mai mulți candidați unioniști. Și fostul deputat liberal câștigă circumscripția de la Criuleni, învingându-l pe președintele de raion al Partidului Democrat. În mod paradoxal, și Dumitru Deacov, care până acum s-a manifestat ciudat, aproape absent, câștigă circumscripția de la Basarabeasca. Se pare că acolo, la Basarabeasca și Cimișlia, a învins-o pe fosta judecătoare Domnica Manole. Fostul deputat Alexandru Oleinic învinge cu un scor covârșitor în Transnistria, candidând independent. Ăsta, Viorel Melnic din Transnistria, nici poză nu are, atât de anonim, necunoscut e. Pe Oleinic îl mai cunoaștem, dar pe Viorel Melnic nu știm nici pe cine reprezintă. Nu apare nici cu sigla. Ah, da, era tot independent, parcă ni s-a spus. În Chișinău avem surprize. Doi de Bolea câștigă, unul de la Socialiști și unul de la Blocul. Acum nu cred că sunt neamuri, dar și dacă ar fi, nu contează. Fostul ambasador la București câștigă și el o circumscripție în Chișinău, centru Buiucani. Doi tineri de la Blocul acum, Dan Perciun câștigă la Ciocana și Inga Grigoriu în centru Botanică, deci iată încă o femeie câștigă o circumscripție. Mihai Popșoi o învinge pe primara de la Budești și pe fostul primar al capitalei, Dorin Chertoacă. Acela n-a intrat nici în primii trei, săracul. Andrei Năstase îl învinge ușor pe boxerul, campionul cercetat penal în trecut, Constantin Țuțu, care a făcut foarte multe cadouri electorale, de câțiva ani se pregătește pentru circumscripția aceea, pentru că Partidul Democrat nu a îndrăznit să-l bage pe listele lor, atât de compromisă e persoana lui. Andrei Năstase câștigă circumscripția 33, Durlești, Trușeni, Codru, Băcioi, cam astea sunt localitățile. În est, la est de Republica Moldova, câștigă socialistul Para. La vest de Republica Moldova câștigă lidera blocului acum, Maia Sandu, cu cel mai mare scor din istorie. Parcă e scor de Federație Rusă sau de Belarus, cu 80%. Și Dumitru Alaiba, relaxat, îl învinge pe Valeriu Ghilețchi, despre care credeam că e favorizat de guvernare, că au deschis secții de votare în America la biserici baptiste, iar el e pastor baptist. Totuși, alegătorii de acolo au fost fideli și l-au votat pe el, reprezentantul blocului acum. Și acum să analizăm și ce ne arată și site-ul CEC, după care poate o să ne mai dăm cu părerea. Site-ul CEC fiind site-ul Comisiei Electorale Centrale, eventual să vedem cum a evoluat până acum procentajul. Mai sunt încă vreo 25 de procese verbale de procesat, înseamnă vreo 25 de secții de votare, eu știu, cele mai îndepărtate sau cele mai complicate. Auzeam că prin Italia
aveau probleme, că erau prea multe semnături și prea puține buletine de vot în urnă și nici de cum nu puteau să afle unde au dispărut. Și în felul ăsta, încă în dimineața acestei zile, ei nu plecaseră acasă, lucrătorii electorali, pentru că nu puteau să încheie numărătoarea voturilor și să semneze procesele verbale. Astea sunt rezultatele oficiale până la ora asta, actualizate, deci probabil acolo pe votum.md erau cu câteva ore în urmă. Harta Chișinăului văd că e toată albastră, 308 din procese verbale de la toate 100% din secție au fost numărate și iată care e clasamentul, de exemplu pe circumscripția lui Andrei Năstase, Țuțu pierde cu mai mult de 15% diferență. Pe circumscripția lui Chertoacă, vedem că Chertoacă nici nu apare în primii trei. Unde era Iurie Reniță, fostul ambasador de la București, câștigă cu un avantaj neînsemnat. Vladimir Bolea învinge hotărât. Adrian Lebedinski, juristul socialiștilor, fost polițist, învinge tot așa detașat. Vlad Bătrâncea, la o diferență mică, îl învinge pe Alexandru Sliusăr, iar Nicolae Balaur, care împânzise orașul cu reclame și pe locuri legale și pe locuri ilegale, pierde. Kiril Găbureci, fostul premier, fără diplomă de BAC și fără licență clară, care acum e ministrul economiei și dezvoltării și care și-a plasase reclamele peste tot, rămâne la doar 13%. Niciunul dintre candidații democrați nu a câștigat în municipiul Chișinău și suburbii. Dar iată că aici pierde candidata societății civile a partidului PAS și al blocului acum. La diferență de aproape 4% pierde unui socialist. La Ciocana, tânărul Dan Perciun învinge cu scor confortabil. La fel și aici, la aeroport și ce avem Botanica, învinge candidatul socialiștilor. Și să revenim la diaspora. Încă nu s-a terminat numărătoarea tuturor secțiilor de votare, doar 83%, dar aici pentru Est nu sunt numărate încă la 4 secții de votare, totuși pare să învingă categoric candidatul socialiștilor, cu toate că toată noaptea, ceasuri la rând, Dorin Frăsăneanu era lider. Aici în Europa, unde au participat cei mai mulți alegători, vreo 65.000, s-au numărat deocamdată doar 48.000 de voturi. Și deocamdată scorul Mae Sandu e cel mai mare, cel mai zdrobitor. Îl întrece și pe al lui Vladimir Plahotniuc și pe al lui Ilan Șor. Iar Valeriu Ghileschi tot așa pare să piardă definitiv și irevocabil în fața lui Dumitru Alaiba. În Statele Unite doar trei secții de votare încă nu au fost numărate. De tot au participat la vot 3.000 de alegători. Deci Dumitru Alaiba devine deputat cu mai puțin de 2.000 de voturi. Cam asta e situația în Republica Moldova. Avem mafia la guvernare. Dacă punem împreună voturile socialiștilor, ale democraților, ale partidului Șor, este o majoritate mare, dar dezavantajul lor e că partidul Șor e nefrecventabil, nu poți să te prezinți cu el în guvernare, decât eventual dacă le cumperi mandatele și îi atragi în partidul tău, cum a mai făcut Plahotniuc, de exemplu, cu comuniștii.
Socialiștii tot așa, să ai lor toți, să-s controlați, dar nu îndrăznește să se lege cu ei, pentru că unii se prezintă pro-europeni, pro-democrație, iar alții se prezintă pro-Rusia și de aceea Dodon va trebui să țină de cuvânt că dacă ei nu câștigă alegerile, vor fi alegeri anticipate. Toți candidații care acum devin deputați pe lista blocului acum au semnat chiar săptămâna trecută un angajament să nu facă alianță cu celelalte trei partide, anume astea trei care au intrat în Parlament alături de ei. Deci, cel mai probabil vom avea alegeri anticipate, dar va trebui făcută o schimbare. Să vedem de care, să vedem ce are de gând să facă blocul acum declarat de opoziție, ca să demonstreze că e altfel, că e mai bun decât guvernarea și cumva să lărgească bazinul său electoral cu candidați noi sau cooptați din opoziția extraparlamentară sau din societatea civilă. E greu de explicat de ce au pierdut candidații lor declarați foarte buni, Domnica Manole, Igor Muntean, fost ambasador la Washington, Țicu, Octavian Țicu, fost ministru al tineretului, doctor în istorie și campion de box. Sau Azu Nantoi, e adevărat, fost deputat PD, dar expert foarte bun în geopolitică, în problema transnistreană și care abia pe locul 3 a ieșit la Sângerei, unde nu prea avea ce să caute. Nu trebuia să fie el delegat la Sângerei, că n-a avut niciodată nimic cu Sângerei. Și iată, votanții, alegătorii de la Baștena mea au preferat să-l aleagă în majoritate pe actualul primar de Sângerei. Compromis, pentru că Sângerei arată într-un hal fără de hal. Care a mai fost deputat democrat și a ales mandatul de primar, pentru că nu e așa, probabil vin mai mulți bani de acolo. Și acum iar vrea în Parlament, nu știu cum o să explice asta alegătorilor, dar nu e exclus ca la primăvară să candideze din nou la funcție de primar și să ajungă președinte de raion, renunțând la mandatul de deputat, mai ales dacă vom avea alegeri anticipate până la după alegerile locale. Sau poate guvernarea să facă o șmecherie, o nouă aroganță, o nouă încălcare de lege și să numească alegerile anticipate fix în ziua alegerilor locale. Că dacă n-a fost destul amețeala cu referendumul, cu referendumurile, să ne pună să alegem pe sistem mixt patru buletine, o grămadă de candidați și pentru Consiliul Local din sector sau din sat și pentru Consiliul Raional sau Municipal, deci două buletine și după aceea pentru Parlament alte două buletine, o grămadă de nume, o grămadă de simboluri, dar e foarte posibil și o astfel de nebunie, pentru că guvernarea în care mulți linge blide, mulți membri de partid, simpatizanți care au rămas fără funcții și s-ar putea să-i dea lui Țuțu, de exemplu, ocazia să candideze la funcție de primar de Trușeni sau de Durlești sau la el la Băcioi. Sau Monica Babuc, actuala ministra culturii și educației, să-i propună să candideze din nou la primăria Chișinău, unde data trecută a luat abia 4 sau mai puțin de 4% cu buget de milioane cheltuit pentru campanie. Asta e analiza votului de până acum. Eu nu mă grăbesc să-mi închid, să-mi schimb numele paginii de Facebook, care acum de vreo 2 luni, sau nu, cred că de astă vară, când am anunțat intenția de a candida, se numește Oleg Brega, candidat independent. Foarte probabil voi candida și la alegerile anticipate, dacă vor fi. Dacă nu, continui să protestez, să denunț fără de legile, nu doar ale mafiei, dar și a oamenilor de rând care fac posibilă alegerea mafiei pentru un nou mandat. Voi continua activismul meu și pe internet. E foarte posibil să mă implic și în viața
politică românească, pentru că de 2 ani sunt la București și iată, foarte curând mă voi întoarce în cealaltă capitală românească.